Sunt Raluca Bunășcău, șef serviciu management proiecte din cadrul primăriei Botoșani și o să vă spun pe scurt povestea acestei întâlniri. În 2017, la nivelul primăriei Botoșani s-a desenat această hartă special pentru zonele urbane marginalizate. Harta include cele două puncte roșii, sunt Centrul Vechi și Parcul Tineretului. Sunt zonele pentru care Uniunea Europeană a dat bani, special pentru a le oferi persoanelor marginalizate condiții ca în centru. Prin urmare, pentru cetățenii din această hartă sunt 18.000 de botoșăneni. Avem mai multe intervenții, mai multe proiecte, din care acesta este primul cu care putem ieși în față, pentru că restul sunt încă în fază de implementare. Și este vorba despre un concurs de idei destinat locuitorilor Botoșanului, pentru că ideea galului este să pornim de jos în sus, să pornim de la cetățean și să nu facem lucruri din birou, să facem ceea ce își dorește cetățeanul, bineînțeles aplicând legislația în vigoare și toate regulile pe care le avem și noi de fonduri europene. Este un concurs care s-a desfășurat prin SEAB, un concurs de soluții. Deci a fost achiziție publică de idei. Cred că e inedit pentru toată lumea că s-a întâmplat acest lucru. Premiile nu sunt foarte mari, dar sunt importante pentru că vin de la Primăria Botoșani și noi le mulțumim foarte mult participanților și câștigătorilor că au fost alături de noi și că ne-au adus niște idei foarte frumoase. O să le proiectăm, o să vedeți exact care sunt ideile câștigătoare. Despre patru sensuri giratorii, poate ar trebui să menționez lucrul acesta, patru sensuri din municipiul Botoșani, de pe harta despre care vorbeam. Au fost alese anume aceste sensuri giratorii pentru că ele se regăsesc în zona galbenă sau roșie de pe hartă, în zona marcată. Și este vorba de sensurile giratorii situate la intersecțiile Grivița cu Donici și Tudor Vladimirescu, Grivița cu Dreptății și Independenței, Onicescu cu Împărat Traian și Tudor Vladimirescu cu Împărat Traian. Pentru fiecare din cele patru sensuri giratorii, o propunere completă trebuia să vină cu idei pentru fiecare dintre ele. Și am primit următoarele idei. Pornim de la... Începem cu locul 3, ca vrei, cu vizor. Locul 3. L-avem alături de noi pe câștigătorul locului 3. Reprezentat de aici, trebuie să mă... Locul 3. Andreea Lupoaie. Da. Felicitări! Mulțumesc! Mulțumesc! Felicitări! Octava Nicescu. Da, Octava Nicescu și Împărat Traian. Deci, propunerea mea se leagă de preistoria acestui spațiu, de civilizația pe termenul Tripolia. Știți de civilizație, știți că avem și la Muzeul Județean obiecte și ne putem informa de acolo mai multe. Eu m-am oprit la Venus din Trebușeni, așa este numită această figurină pe care am întrebat-o și am gândit că poate fi ușor interpretată, dar să sugereze clar că e vorba despre acel Venus care a fost găsit în 1967, dacă nu greșesc, în județul Botoșani. Figura asta, figurina asta a ajuns foarte cunoscută, atât pe plan mondial, dar la partea de arheologie, dar nu numai. Personal consideră fiind o grăbeată. De aceea am făcut ideea asta. Fiind ideea de rondou, am mers pe triunghi, se vedează bine în rondou. Constamente iarăși trimit la triunghi, deci trei figurine care să fie văzute bine și în mișcare numai de cei care trec. În mod special, așa am și gândit dacă ne gândim la tot ansamblul cele patru rondouri, dar în mod special cele trei sensuri giratorii care urmează cursul străzilor, care sunt oameni care tranzitează orașul pe aici trec. Și m-am gândit ca să creeze niște obiective turistice, să zic așa, din lucrări de artă, chiar dacă nu sunt de pe centrate instituțiilor publice sau unor
clădiri importante de patrimoniu. Ele în sine se devină, să spunem așa, un mic centru cultural, să zic așa, sau un obiectiv turistic. Mai departe, în același senzitor, am mai avut, nu aveți imagine aici, am mai avut o piesă tot așa, dar pusă pe verticală. Deci astea trebuie să sunt expuse prezentat așa cum au fost făcute de către autor anonim. Nu aveți imagine, nu aveți imagine. Astea sunt alte, dar altele. Okay. Deci, la primul senzitoriu am mai făcut un desen cu Venus Răgușeni, dar pe vertical, expus ca un singur obiect. Iarăși arată foarte bine, vă spun de jur împrejur, pentru că piesa e frumoasă din toate unghiurile. Mai departe, la următorul senzitoriu, aici am mers tot pe ideea de Cucuteni Tripolia. E un vas binoclu, specifice vasele sunt, deci sunt multe forme, multe detalii de decorative pe aceste vase. Eu mi-am ales acest vas, am considerat că este bun în acest rondo. Mai departe am mers pe ideea de dualitate. Om, știu eu, om este un dual, ființă materială, ființă spirituală și așa mai departe. Dualitatea o regăsim în lumea noastră, indiferent cum am merge. Dar în mod special la asta m-am referit, la materie și spirit, cu vasul ăsta binoclu, la două aspecte care sunt legate între ele, sau de altfel cuplu poate fi masculin, feminin sau așa mai departe. Din diferite unghiuri. Deci referitor la istoria orașului, preistorie, la aspecte care țin de spațiul cultural și de județul Botoșani și de municipiul Botoșani. Desigur, ele dacă pot fi foarte bine puse și în vecinătatea unei instituții care, de exemplu, Muzeul Județean, acele piese de care v-am explicat până acum. Aici, la rondoul acesta mult mai generos și mai spațios, m-am gândit la o lucrare, apropo că e vorba despre vecinătatea locașilor de cult, m-am gândit la o lucrare care să fie cu subiect religios, să fie cu subiect religios, să se lege și de aspectul ăsta de istoria orașului și, până la urmă, îl găsim pe Sfântul Mare Mucenic, purtător de biruință, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, îl regăsim ca fiind patron orașului. Și este important, e un simbol, apropo de zona de trecere, de tranziție. Și m-am gândit la această compoziție. Asta ar fi ideea cu subiectul. Mai departe, din punct de vedere compozițional, m-am gândit la o lucrare care să domine efectiv spațiul, pentru că e foarte mult spațiu. Iar prin acest cal care face saltul, și balaurul care este efectiv în aer, pare că amândouă sunt în aer, sunt în suspensie, da, în aer, ele, de fapt, controlează o sferă destul de mare, clar, imaginată, o sferă pe care o resimțim, o sferă de influență a lucrării. De moment, la libertății presei, fiind un proiect care acum 2 ani am discutat cu cineva, dar am vrut să dezvolt mai departe și am încercat să înglobez ideea de monumentul intelectualității în Botoșaneni. Pentru că avem foarte mulți oameni importanți care s-au născut în acest județ și care au schimbat efectiv țara și foarte bine și sunt foarte importanți. Și m-am gândit la un simbol cu această lucrare în care socrul nu este doar un socru. Socrul nu am arătat în desen, dar în scris am explicat faptul că poate avea anumite inserții sau să trimite la ziar, la cărți, tot parcursul unui intelectual, da, de a se cultiva, de a ajunge, de a cunoaște, da, tot parcursul de cunoaștere, care în sus se poate simplifica socul până la a fi neter și iar sus, mâna în sine nu e mâna, nu e mâna oarecare, ar fi intervenția divinității în actul creativ, scritoricesc sau poetic sau jurnalistic. Această mână a divinității, de fapt, vine și pune accentul, nu, să spunem așa, de genie. A fost o imagine superbă. Noi chiar, adică eu cel puțin m-aș fi gândit la un moment dat, Doamne, aș putea contribui cu ceva palpabil, vizibil la orașul acesta. Și uitați că s-a ivit ocazia. Eu m-am gândit să iau cele 4 ronduri ca un parcurs pentru localnici, chiar și pentru vizitatori,
M-am gândit să-l iau ca un parcurs începând de la rondul de la Mol, continuând cu cel din Grivița și mergând jos în Împărat Traian. Era ca o promenadă, să zic așa, și m-am gândit să pun în fiecare centru, în fiecare rond, o statuie din paie, având în vedere că nu este nici costisitor, m-am gândit și la aspectul acesta, și să-l îmbin, adică acele statui să prezinte o poveste, ca o poveste, putând fi schimbată indiferent de sezon, în diferite anotimpuri, și am îmbinat cu aspectul vegetal, care este și o perdea antipoluare, că avem nevoie foarte mult de arbori să capteze toate noxele din acest mic oraș, dar totuși poluat, și să-l ajutăm puțin să respirăm cât de cât aer curat. Și am optat pentru niște compoziții vegetale, la fel ca și colega mea, pe specii perene mai mult, pentru că schimbarea anuală necesită și asta personal, muncitori, costuri suplimentare, și în zonele adiacente ar putea fi puse și plante anuale, mai ales plante cu flori. Am încercat să creez ca un fel de pervaz, ca un fel de perdea, să nu se vadă celelalte mașini din sensul celălalt, pentru că este ca un fel de nu știu, stres pentru conducători. Tu când vezi că vine de partea cealaltă, e mai o mică teamă. Și am pus diferite vederi din mai multe străzi. Acesta este sensul mare de la școala 8, Grivița, Împărat Traian. Și pe timp de noapte m-am gândit, aici în centru o să fie și statuile. Eu n-am putut să le mai pun aici din diferite motive, dar ele în mijloc o să fie. Statuile amplasate și proiectate, luminate pe timpul nopții. Aici, la fel, în mijloc, va fi o statuie. Care țin de creație, intervine subiectivismul și trebuie să apreciem așa cum au decis cei din jur. Dar sunt discuții inerente și vor fi de fiecare dată atunci când vorbim de creație. Acesta este rezultatul. Poate vom găsi variante și pentru celelalte propuneri care nu au fost declarate câștigătoare, să le integrăm în alte proiecte viitoare ale noastre, pentru că am avut această viziune când am propus consilierilor un buget pentru anul acesta și am integrat acolo și trei concursuri de soluții pentru municipiul Botoșani, unde vă invit să participați atunci când vor fi scoase la licitație. Este vorba de Pietonalul Unirii, intrările în municipiul Botoșani și Piața 1 decembrie. Aceste concursuri vor fi finalizate cu un proiect tehnic care va ține cont de propunerile câștigătorilor. Dar și acolo vom avea un juriu care va trebui să decidă. Juriu format din specialiști, arhitecți, oameni de cultură, așa cum considerăm noi că ar trebui să fie constituit acest juriu. Și avem deschiderea aceasta pentru creație și mă bucur că ați dat curs invitației noastre în proiectul acesta inedit, pe care l-au văzut colegii mei cu o consultare a celor care trăiesc în municipiul Botoșani și creează pentru locuitorii din zonele acestea pe care le-au desenat și au considerat că sunt afectate și care, pe de o parte, ne ajută să folosim banii europeni, pe de altă parte, ne importă atunci când vrem să facem multe obiective.